Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din Lamele de azi. Și astăzi pe Ciop avem Smorga, nu știu să pronunț numele acestei lame, dar avem Smorgaș Bord Lama, da, Smorga în Boș, cum se chema? Avem lama aceasta care costă 1500 de V-Bucks și să zicem că pentru 1500 de V-Bucks nu merită 7 iteme legendare, un survivor și 6 de alegere. Și dacă ar fi să zicem 3 mitice, orice mitice, dar orice erou sau survivor lider mitic, ar merita 1500 de V-Bucks. Dar altfel nu, nici pentru 2, pentru că 1500 e enorm. Dar dacă stai să te gândești un pic, 1500 pentru 2 mitice, un erou și un lider survivor de care ai nevoie, și erou mitic pentru team perk, ca să-l deblocați, 1500 de V-Bucks ar merita. Pentru că ce altceva poți să faci cu V-Bucks? Să-i strângi sau să-i cheltui pe skin-uri sau ceva pe Battle Run, mai bine pur și simplu o cumpărați dacă pe pică 2 mitice. Da? Na, bine, și s-o grămadă de V-Bucks și foarte mulți nu aveți. Și Abrilama care nu pică nimic ca de obicei. Deci, pur și simplu, nu cumpărați Morgan Boș Lama. Bine, majoritatea, peste 75%, presupun că n-au 1500 de V-Bucks pentru că tot e cheltuie în continuu. Dar, pur și simplu, dacă aveți V-Bucks acesta, nu o cumpărați. Nici măcar nu să iei cursorul mouse-ului sau să fiți pe PlayStation sau Xbox, aproape de butonul care scrie Purchase sau buy. Urlă sărăcia. Vezi că se aude. Aia, suntem săraci, n-avem V-Bucks. Lasă. Da, adevărat. Dacă aveam V-Bucks, o cumpăram să facă că nu merită, adică da. Deci, sunt prea mulți V-Bucks de cheltuit. Deci, nu. Dar dacă pică 2 sau 3 mitici, pentru că altceva n-aveți să faceți cu V-Bucks. Pentru că, dar păstrați oricum faceți ce 2000 pe săptămână, pe lună, 2000 de V-Bucks pe lună, deci pentru o lună faceți înapoi V-Bucks. Pur și simplu, cumpărați această lamă doar dacă-ți 2-3 iteme mitice, altfel nu prea. Sper că v-a plăcut videoclipul.